Cum luna mai este cunoscută sub denumirea de Luna Economiei Sociale, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a celebrat-o prin organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai firmelor din județ din acest domeniu. Astfel, în zilele de 25 și 26 de mai s-au desfășurat întâlniri cu 29 de angajatori din județ atestați în domeniul economiei sociale, acțiune care a avut ca scop conștientizarea importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate. La eveniment au participat din partea AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, director executiv, Niculescu Ana Maria, director executiv adjunct și Rovența Daniel, consilier superior. Angajatorii gorjeni au avut ocazia de a se cunoaște și de a pune bazele unor asocieri în vederea promovării intereselor comune și a colaborării în organizarea de acțiuni de solidaritate socială. Da, după cum se știe, luna mai a fiecărui an este luna economiei sociale. Noi anul acesta am organizat două mese rotunde, în zilele 25 și 26 mai, anul curent, invitând toți cei 44 de reprezentanți ai întreprinderilor sociale, cărora le-am acordat atestatul de întreprindere socială la nivelul județului Gorj, din care două sunt întreprinderi sociale de inserție. Creșterea calitativă și cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserție și a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piața muncii în economia reală, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de legea numărul 219/2015. În județul Gorj sunt 44 de societăți atestate în domeniul economiei sociale, care desfășoară în principal următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia, promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil și dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. Practic, scopul acestei întâlniri a fost ca antreprenorii să se cunoască, să deschidă punți de comunicare și colaborare între aceștia, eventuală asociere între aceștia pentru a avea un punct de vedere comun în promovarea intereselor lor. De asemenea, colaborarea între aceștia și cu scopul realizării componentei sociale, definirea procedurală a grupului vulnerabil și modalitățile de absorție a persoanelor în câmpul muncii, a persoanelor vulnerabile. Rugămintea noastră a fost să respecte principiile care îi călăuzesc ca întreprinderi sociale, criteriile care au stat la baza acordării atestatului de întreprindere socială și obligațiile pe care le au ca și întreprinderi sociale. Angajatorii, vreau să vă spun că ne-au mulțumit pentru inițiativă, pentru oportunitatea de a se cunoaște și de a face punți de legătură între afacerile dumnealor. Dat fiind faptul că încă ne aflăm în pandemia de COVID-19, evenimentul organizat de AJOFM Gorj a avut loc în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu respectarea măsurilor de protecție igienico-sanitare în vigoare.